Bună dimineața, bun găsit, dragii mei, iată -ne la o nouă ediție a emisiunii Prima de dimineață. Intrăm și astăzi în casele dumneavoastră, în Slatina sau în alte localități ale județului, acolo unde ne puteți urmări prin intermediul rețelei ACTA. Site-ul televiziunii vă stă la dispoziție www.primatvslatina.ro și de asemenea și pagina noastră de Facebook, unde așteptăm în continuare păreri și sugestii. Bună dimineața, le spun și colegilor mei din emisie și din platou. Bună dimineața tuturor! Și uh, pentru început um, vă invit să vedem uh, care sunt uh, cele mai importante informații ale acestei zile. Asta ca să ne punem uh, la curent cu tot ceea ce se întâmplă în Slatina, în județ, uh, dar și în țara noastră. Informații de la revista presei locale, naționale și mondene. Iar în uh, partea a doua a emisiunii vă dau întâlnire și cu invitatul zilei. Și așa vă spun să procedem la treabă. Începem uh, cu ziarul uh, Gazeta 9 în această dimineață și cu informațiile acestei zile. Trupul neînsuflățit al băiatului necat în Dunăre, găsit în a treia zi de căutări, trupul neînsuflățit al copilului în vârstă de 15 ani, înecat vineri seara în Dunăre la Corabia, a fost găsit și adus la mal duminică dimineață de echipele de căutare ale ISU-OLD și uh, ale Poliției de Frontieră. Un alt uh, subiect, tot de la secțiunea eveniment, un tir încărcat cu rapiță s-a răsturnat pe un drum județean. Un, tin, uh, un tir încărcat cu rapiță s-a răsturnat duminică seara pe drumul județean 644, între localitățile Braneț și Leotești, fără a fi înregistrate victime. Iată, vedem uh, și uh, o fotografie. Scafandrii Olteni, misiuni de salvare pe litoral. Echipa de scafandri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt va asigura intervenția pe litoralul românesc în perioada 25 iunie-9 iulie. Purtătorul de cuvânt Alisu Olt, plutonier major al Limbăsășteanu, a declarat că scafandrii Olteni vor acționa în zonele stabilite de Isu Constanța, cu ambarcațiuni cu motor și echipament specific în sprijinul cetățenilor aflați în pericol de înec. Tot cu un eveniment continuăm, că iată a fost un weekend al evenimentelor uh, ce s-au petrecut în județul nostru, adolescentă în vârstă de 13 ani din Vulpeni, găsită spânzurată în podul casei, o adolescentă în vârstă de 13 ani din Vulpene a fost găsită spânzurată sâmbătă după amiază în podul casei de fratele său mai mic. La fața locului au ajuns uh, un echipaj smurbal și unul de ambulanță. Medicii au găsit-o în stop cardiorespirator. Potrivit unor informații, fata a mai încercat o dată, fără succes însă, să-și pună capăt zilelor. Părinții uh, ei uh, erau despărțiți, dar locuiau împreună în aceeași curte cu bunicii. Să continuăm uh, cu alte subiecte ale acestei uh, zile, tot uh, din uh, paginile ziarului uh, gazeta nouă din această dimineață. Vedem uh, și uh, despre meciul promovării, asemil cu viitorul uh, dăiești, uh, meciul promovării pe terenul. Sintetic de pe 1 mai Promovarea în Liga a 3 S-a -a decis la Slatina Asemilcov a susținut Manșa retura barajului de promovare În eșalonul al treilea În compania grupării Vâlcene viitorul Dăiești Și iată tot Despre acest eveniment sportiv Suntem montați pentru victorie Nu ne gândim decât la promovare Spune Gabriel Precup, marcatorul celui de-al doilea gol care a adus promovarea. Mijlocașul central al celor de la Semilcov, Gabriel Precup, este încrezător în promovare, fotbalist cu mare experiență în eșaloanele superioare, jucătorul din centrul liniei mediane. A spus că atmosfera în cadrul echipei este una foarte bună. Continuăm cu eveniment de oltă, sentință definitivă pentru fiul procurorului uh, Noaja, a scăpat de pușcărie. O copilă din Vulpeni și-a pus capăt zilelor, iată informațiile le găsim în uh, paginile ziarului uh, eveniment de oltă din această dimineață. Ziua împotriva consumului și traficului uh, ilicit de droguri, marcat uh, de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din Olt. Incendiu de vegetație în Slatina stins la timp de pompieri. Și uh, să vedem ce spun și ziariștii de la Gazeta de Sud uh, din această dimineață. Ziua drapelului național sărbătorită astăzi uh, în toată țara. Încep probele scrise ale examenului de bacalaureat și ne abatem asupra acestui subiect. Mult succes celor care susțin examenul maturității. Monica Niculescu în turul 2 la Esborn și rezultatele la evaluarea națională se afișează astăzi. Adolescență pierdută, sute de minore din Dolj devin anual mame. Iată un uh, articol în paginile ziarului Gazeta de Sud. 400 de nașteri într-o lună la spitalul Filantropia Craiova și Craiovenii scapă de detectoarele de gaze dacă nu au geam termopan. Să vedem și evenimentele mondene ale acestei zile. Începem cu ziarul Libertatea din această dimineață. Vedem care sunt cele mai importante informații din lumea showbizului românesc. vedem și prognoza meteo pentru iulie-septembrie, lunile iulie și august sub semnul deficitului de precipitații. Andreea Marin și-a surprins din nou fanii, micile bucurii ale vieții. Iată, o vedem pe Andreea Marin, care vă spuneam că și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, după ce a postat o imagine în care le arată ce minunății au crescut în grădina ei. Andreea Marin și-a surprins din atunci când a arătat cât de mari au crescut busuiocul și semințele aduse anul trecut de pe însorita coastă a Malfi. Imaginile în paginile ziarului Libertate, acum vă spuneam ceva mai devreme. Iliana stase se moare de gelozie, se întâlnește brighite cu alți bărbați, e frumoasă soția tenismenului, i-a dat acestuia de bănuit că avea un amant turc. Cetandru este Sida cu noua iubită, Bogdan Ionescu a sorbit-o din priviri. Fii lui Dan Bitman, emoțiile la cea mai grea săptămână din viața mea, spune Dan Bitman. Joro și fostul soț și-au împărțit copilul la judecătorie. Cum este posibil acest lucru? Iată informații și, bineînțeles, imagini în paginile ziarului Click. Cătălina, cunoscută drept Jojo, se află în vacanță în Grecia, împreună cu cei doi copii, Achim și Zora. Andreea Marin, din nou am vins canicula într-o ținută sexy la piscină, din nou în atenția mass-mediei și ce face Tavi Clonda după ce a fost concediat de la Canal D. Viața merge înainte, spune acesta. Și uh, un ultim subiect, mama Antonii, fotomodel în Roche Mini, la nici mai mult, nici mai puțin de 50 de ani. Și ne oprim aici cu informațiile zilei. Rămâneți alături de noi pentru că vom reveni cu invitatul zilei. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în partea a doua a emisiunii Prima de dimineață și în speranța că ați rămas conectați în fața micilor ecrane, un fotoliu pe canapea unde vă simțiți cel mai confortabil, mai ales că se anunță o zi toridă, o zi călduroasă încă de la primele ore ale dimineții, ce puteți face decât să stați în fața micilor ecrane și să urmăriți matinalul Prima de dimineață. Vă spuneam că suntem în partea a doua a emisiunii și uh, este momentul să vă prezint și invitatul zilei. Alături de mine în această dimineață, la început de săptămână, uh, cu energia debordantă, așa cum ne obișnuit de fiecare dată, doamna Camelia Tița, psihoterapeut. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Mă bucur că mi-ați acceptat invitația, așa cum o faceți de fiecare dată. Și veniți la început de săptămână să ne dați din energia noastră și din tonusul pe care îl aveți. Întotdeauna vin cu mare plăcere la noastră și mă bucur dacă poți să acest lucru. atunci când dăruim, primim. Deci energia este ceva ce nu se sfârșește niciodată. Atunci când o oferi, primești. Suntem în flux. V-am invitat ca să vorbim despre proiectele pe care le-ați mai avut în ultima perioadă, pentru că este ceva timp de când nu ați mai venit la noi în emisiune și ne-am obișnuit așa să facem împreună un bilanț al tuturor acțiunilor de dumneavoastră și, bineînțeles, al proiectelor viitoare. Da, mulțumesc pentru întrebare și pentru atenție. Într-adevăr, mă străduiesc, ca să zic așa, să fac lucruri folositoare, atât pentru mine, cât și pentru cei din jurul nostru. În perioada de când nu ne-am mai întâlnit, am mai desfășurat o serie de cursuri. Tocmai am încheiat acum un curs de psihopedagogie specială, să înțelegem copiii cu CES și să-i ajutăm. Este un curs prin care uh, deci face parte din oferta Casei Corpului didactic uh, Olt. Uh, e în calitate de formator împreună cu domnii profesori și profesoare, chiar uh, de la învățământ uh, preprimar până la liceal inclusiv. Uh, învățăm să înțelegem copiii cu cerințe educaționale speciale învățăm să comunicăm, să interacționăm cu ei, să înțelegem mai bine de ce se comportă și se manifestă într-un fel sau altul, învățăm să întocmim un plan de intervenție personalizat, să facem adaptare curriculară și în general învățăm să gestionăm anumite situații. Um, pentru care, în general, cadrele didactice din învățământul de masă nu sunt pregătite. Um, psihopedagogia specială este uh, un domeniu care este la limită, să zic, uh, la limită uh, psihologie, pedagogie, uh, psihopatologie, deci sunt mai multe științe, chiar uh, și uh, medicina, uh, care um, împreună, ca să zic așa, își dau concursul um, în realizarea acestei științe, acestei discipline. Ce constă acel curs despre care vorbeați? Are mai multe etape? Da, de cursul are 24 de ore, se desfășoară pe parcursul a 3 zile, sunt mai multe moduluri, deci cum spuneam, Uh, învățăm despre profilul copilului cu cerințe educaționale speciale și mă refer aici la copii cu ADHD, cu diferite tulburări comportamentale, tulburări de învățare, de dezvoltare, tulburări emoționale, uh, tot felul de uh, tulburări. Da? Învățăm despre modul cum se manifestă și de ce se manifestă așa, uh, despre cum să ne comportăm cu ei, da? cum să. Uh, le facem viața mai ușoară și să ne facem viața mai ușoară în același timp. Pentru că suntem familiarizați cu, vedem și la televizor și în presă, tot felul de situații, de cazuri de copii cu cerințe educaționale speciale cu uh, față de care uh, abordarea este total greșită. Uh, Pornind de la cadrele didactice, o stare anume indusă în clasă, pentru că este foarte importantă abordarea, atitudinea profesorului, care se transmite și copiilor. Atunci este imperios necesar un astfel de curs pe care deci, să-l parcurgă? Deci, foarte necesar. Din punctul meu de vedere, este chiar obligatoriu, pentru că să știți că. Profesorii spun, adică la sfârșitul acestui curs, mărturisesc că, într-adevăr, au o viziune nouă asupra situației și um, îi ajută foarte mult um, să interacționeze și să um, integreze. Deci, îi ajută să integreze acești copii în clasă um, și îi ajută la rândul lor, ca oameni cresc, pentru că. Înțelegând un anumit fenomen, devii mai înțelept, ca să zic așa, în anumite privințe, deciziile și lucrurile pe care le faci le iei -o, cu o altă gândire, cu o altă viziune. Chiar îmi spunea o doamnă profesor de la un colegiu tehnic. Um, că după ce a parcurs acest uh, curs, uh, chiar uh, spunea, doamnă, vreau să vă mulțumesc că chiar mi-a schimbat viața acest uh, curs. Vă spun că la școală, când am intrat în clasă, Um, la un moment dat m-au întrebat elevii doamna, da, dar ce aveți? că nu mai țipați la noi nu mai <gătă <gătă ne privați, altfel, atitudinea. ne tratați altfel o altă atitudine și mi-a spus că a aplicat a aplicat ceea ce a învățat în curs și um, atitudinea copiilor a fost diferită adică mai puțin agresiv mai liniștiți, mai cooperanți mai, uh, uh, mai prietenoși da? Și um, e foarte important, foarte important ca profesorul să înțeleagă de ce acel copil se comportă așa, că el nu se comportă așa ca să-i facă lui viața grea, <gântu -i> pentru că o iau personal, știți? Cei mai mulți o iau personal, e ca și cum acei elevi, wow, ăștia sunt croiți pe mine să-mi facă viața grea și... Ori nu e deloc așa, deci cei mai mulți dintre ei au probleme, probleme de sănătate, de exemplu ADHD-ul este uh, produs de un uh, dezechilibru neurochimic la nivelul creierului, deci nu este, uh, cum se spun, acel copil este instabil pentru că așa e el, răsfățat și capricios și uh, pur și simplu... Pe seama acestor mm. lucruri... Pun părinții la început, atunci când uh, copiii sunt mici, și nu sunt uh, depistați cu această afecțiune? Așa afecțione? este, să știți. Da, într-adevăr. Uh, Mi-aduc aminte chiar, uh, chiar în emisiunea noastră, am fost odată invitată și vorbeam despre manifestatele, cum se manifestă un copil cu ADHD, cu hipermotricitate sau sindrom hiperkinetic, mă rog, se, uh, sub diferite denumiri se cunoaște. Uh, și chiar am primit un telefon de la o mămică care s-a programat, a venit cu fetița la cabinet pentru că mama mămicii văzuse emisiunea și din descrierea mea și a dat seama că nepoțica se manifesta exact așa cum descriam eu pe care le Da, și până atunci nu se gândise. Vedeți, părinții consideră că este normal, că este normal pentru că nu au cunoștințe de psihologie. Uh, nu cunosc despre ce înseamnă normalitatea, să zicem, la o anumită vârstă, și nici măcar nu au posibilitatea să compare copiii. Dacă totuși, în diverse situații, se, uh, copiii se întâlnesc și cu alți copii și vede că este mai năzdrăvan, că, mă rog, face lucrurile altfel, e, pur și simplu o pune pe seama. Așa e el, așa e el, cam asta este. E mai răsfățat, este copil. E, da, da, da. Îmi zicea o mamă, o dată, o mămică la cabinet, zic doamnă, chiar mămica a venit, mămica cu fetița și chiar nu erau lucrurile foarte grave, adică din câteva ședințe fata s-a liniștit foarte mult și și-a schimbat comportamentul. Și o întrebam eu pe mămică, de ce credeți dumneavoastră că... Părinții evită, evită și uh, văd, poate că suspectează că ceva ar fi în neregulă, și de ce nu-și doresc să afle o părere uh, de specialist? Și mi-a zis, Doamna, ne-e frică. <laughs> da, ne-e frică. Și atunci eu zic că nu este o soluție să fugim, da, să fugim de adevăr, să fugim de probleme, de situații, de disconfort, pentru că. Cu cât fugim mai mult de ele, să știți, acestea ne urmăresc mai rău. Deci, cea mai bună abordare este să fim pe poziție și să manifestăm curaj, nu? Cam, cam greu, nu? Teoretic e ușor. Să fim curajoși. Să zic, Bă, ce o să fie mă? Să vedem ce spune o părere. Hai să merg totul să văd. E bine, nu e bine? Să-mi din... Așa, că și dacă stau cu îndoiala și cu gândul, că o fi, nu o fi, că o fi bine, că nu o fi bine, iarăși nu mi se pare o... Deci cea mai bună soluție este să ne confruntăm direct, să luăm de piept problema aia, așa, și să ne batem cu ea, dacă pot să zic, dacă e cazul, da? Depinde de situație. Mai sunt situații în viață în care chiar trebuie să ne batem. Tot referitor la activitatea dumneavoastră, am văzut recent la dumneavoastră pe Facebook despre un caz, un Domnul care avea Alzheimer a, da, și da, da, da. a fost rezolvată problema. Da, să știți că am avut de-a lungul uh, timpului um, tot felul de situații și de cazuri, copii cu autiz, cu diverse um, diagnostice grele și, nu știu, ar părea că mă laud așa, mi-a se ridicat mingea la fileu. Um, da, am, am niște rezultate foarte bune. Uh, nu știu dacă este meritul meu în exclusivitate. Uh, mai mult cred că Dumnezeu, așa, eu am credința că Divinitatea, dacă suntem buni în ceva și facem ceva bine, uh, facem în credință și din suflet, o facem pentru că uh, avem credință, avem credință și Dumnezeu ne ajută. Într-adevăr, este primul caz cu care m-am confruntat și eu, de alzheimer, um, sincer să fiu, la începutul terapiei, uh, eu sunt optimistă întotdeauna și sunt foarte deschisă uh, posibilităților, adică gândesc că orice este posibil. Imposibilul devine posibil când crezi. Și um, atunci am zis, măcar să încetinim procesul de evoluție, uh, de evoluția degradării mentale, măcar să-l menținem cât mai mult timp într-o stare stabilă, da, da, și mental, dar mai ales emoțional. Pentru că revin cu ideea că la baza tuturor uh, problemelor de sănătate stau problemele sufletești, emoționale. Uh, și dânsul, ca și alte persoane intrase într-un proces de degradare mentală, procese cognitive și dar mai ales sufletească, într-o depresie, anxietate. Deci sunt simptome specifice într-un tablou așa simptomatologic când persoana știe că suferă de o boală ireversibilă. Foarte optimist și dânsul, adică a intrat cu deschiderea, cu tot sufletul și a zis, Doamna Camelia, eu știu că nu asta mă faceți bine. <laughs> și eu am zis cu Dumnezeu înainte. Cu Dumnezeu înainte mergem și atunci, ce să vă zic, deci în momentul în care a venit și a plâns ca un copil, având o vârstă, frumoasă și mi-a spus doamna Camelia, eu știu să citesc, am plâns și eu, să știți. Deci a fost frumos, a fost un moment cum v-ați dat seama? Și mi-a spus că se ruga, mă rog, avea niște lucruri de făcut, pentru că în procesul terapeutic, în acest program, pe lângă exerciții numeroase de relaxare, exerciții fizice, exerciții specifice, mă rog, formule de autosugestie, chestii pe care le-a făcut, avea, avea dânsul se ruga, se și ruga, să știți. Și mi-a spus că la un moment dat și-a dat seama că avea acolo ceva în față și nu mai, nu mai cunoștea literele, semnele acelea ce reprezintă. Și la un moment dat, uh, 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 uitându-se la ele, da, căzându-i privirea pe acele semne, și-a dat seama că știe ce înseamnă, că știe literele. Și uh, uh, i-a spus soției, eu știu ce scrie aici. Da, a fost un moment emoționant, ce să vă zic... Um, a venit când a venit la cabinet, am vrut să verific, să vedem dacă știe să scrie, da? deci nu mai știa să mai scrie, oricum lua tratament, era de ceva timp în, în, cu acest diagnostic și în monitorizare, într-o situație destul de avansată, cum spuneam, și uite că s-a întâmplat minunea. Deci, când crezi, se întâmplă și este din ce în ce mai bine și îmi spunea doamna Camelia eu simt eu simt că îmi revin și zice uh, acum face calcule socoteli m-a sunat soția și zic doamnă să nu l forțați că noi acum... poate fi o chestiune de moment sau uh, într-adevăr își pot reveni nu pentru că persoane. știți sunt niște conexiuni neuronale deci rețelele neur uh, neuronale uh, în momentul în care învățăm ceva, cu fiecare lucru cât de simplu pe care îl învățăm, se creează o nouă structură, o nouă rețea neuronală. Ei, în această boală, în această tulburare, se produc degradări la nivelul cerebral și atunci celula nervoasă, da, neuronul uh, suferă, deci structura lui, rolul, funcția, ce să zic, nu? Deci se întâmplă o serie de uh, lucruri la nivel cerebral de sistem nervos central, urmările sunt, persoana respectivă la un moment dat ajunge să se uite la un obiect, da, de uh, uz personal, să zicem o periuță de dinți, dar da un exemplu aleatoriu și să nu știe ce este și la ce se folosește. Sau să nu mai cunoască denumirea legumelor, a fructelor, deci lucruri esențiale. Nu vorbim de, cum să spun, citit, scris, socotit și lucruri pe care nu, nu, nu le mai face. Este dureros persoana respectivă, e groaznic prin ce trece, dar și pentru familie. Și pentru familie este îngrozitor, aparținători, pentru copii, pentru partenerul de viață, e groaznic. A fost un caz fericit printre altele, dar acesta a fost primul de Alzheimer. Ce să zic, a fost o reușită și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și uh, întotdeauna, vedeți, într-un proces terapeutic, așa cum este și cu pacienții la medic, contează foarte mult cum te duci acolo, da? Pentru că dacă te duci la medic și îl încerci și pe și pe și pe ăla, și pe ăla mh, ăsta nu convine ce mi-a zis, ăla mh, parcă nu-mi place de figura lui, ăla parcă s-a cam răstit la mine, ăla nu știu cum se uită pe subotit, vedeți, atunci nu ne folosim cu nimic. Dacă te duci cu sufletul deschis, cu credință, cu o rugăciune în suflet, Doamne, îndreaptă-mă, dirijează-mă, dumă la medicul de care am eu nevoie. Pentru că nu există boli, există bolnavi. Deci fiecare om se manifestă, chiar dacă da, există boli, mă rog, denumite într-un anumit fel. Dar cu aceeași boală pot fi foarte multe cazuri, fiecare se manifestă diferit. Deci, este vorba aici de foarte mulți factori personali care țin de, de persoana ca și structură fiziologică, mentală, emoțională, energetică. Sunt atât de multe lucruri de discutat aici. Deci, tocmai de asta nu vorbim despre ei. Contează foarte mult deschiderea, încrederea, credința, Doamne! Cum a fost aici? Doamnă, eu știu că mă faceți bine. Da? Deci, lucrasem și cu alte cazuri pe care dânsul le știa, nu de Alzheimer, dar altceva. Și a căpătat încredere, a văzut uh, reușitele și a căpătat încredere și a zis, eu știu că mă faceți bine. Și spunea așa că și doamna a venit cu acea doză ținea... de optimism. Da, venea, țineam legătura, la început venea cu doamna, după aceea cu doamna vorbeam numai la telefon uh, și îmi spunea, doamna Camelia, e așa de optimist, zice, eu știu că mă fac bine acolo, eu știu că mă fac bine. Foarte da. multe așa. Um, aș vrea să schimbăm uh, registrul pentru că Uh, sunt uh, foarte mulți tineri în uh, febra examenelor și a examenului maturității. Da. Uh, cum ar trebui să se pregătească ei pentru aceste examene? Pentru că sunt foarte mulți uh, elevi care uh, clachează în fața unui astfel de examen, uh, nu pentru că nu ar ști, ci pentru că au emoții. Da, bună întrebare. Uh, în primul rând aș vrea să mă alătur și eu Părinților, profesorilor, celor implicați în acest examen care a început astăzi, al maturității, pentru că este un examen dificil, un examen greu, cum spuneați, nu numai datorită cunoștințelor pe care copiii, tinerii acum trebuie să le dovedească, da? dar mai ales că este un prag, aș zice eu prin care ei trebuie să dovedească maturitatea și maturitatea emoțională. La asta mă refer cel mai mult. Lumea, să știți că de-a de lungul timpului eu foarte mult, am și eu o pregătire anume programare în programare neurolingvistică. sunt consilier NLP integrativ, pun foarte mult accent pe această pregătire emoțională, pe dezvoltarea inteligenței emoțională și Uh, nu mai este un secret pentru nimeni, adică se știe deja, specialiștii susțin cu precădere mai mult acum importanța uh, deci primordială a inteligenței emoționale. Uh, uh, deci, primează înaintea inteligenței uh, mentale, intelectuale, co uh, cognitive. De ce? Pentru că, exact cum ați spus și dumneavoastră. Uh, sunt copii care se pregătesc și învață foarte mult, uh, non-stop, uh, mă rog, se și pune presiune pe ei, să știți, în unele situații foarte multă presiune. Mă rog, uh, învață, se pregătesc, își doresc să uh, promoveze acest examen cu o medie cât mai mare. Ei se întâmplă și nu de puține ori, da, m-am confruntat și eu cu asemenea cazuri în care ei nu reușesc să facă față uh, stresului. Acestei situații, din mai punct sunt de vedere și emoțional? de supraveghere? Uh, da, sunt mai mulți factori. Vedeți, acum uh, uh, este important să-l pregătim pe copil, să știți. Să-l pregătim din punct de vedere emoțional, să-l întărim puțin, să cum să zic, la momentul respectiv, să poată să se mobilizeze corespunzător, să-și acceseze uh, resursele interioare, să poată să uh, acceseze informațiile pe care el uh, le-a acumulat de-a lungul timpului, pentru că se întâmplă ca din cauza fricii, frica fiind o emoție foarte puternică, negativă, se produce un blocaj și atunci copilul nici nu mai știe, chiar dacă a învățat, chiar dacă Că e foarte bine pregătit, el nu știe ce să mai spună, ce să mai scrie, din cauza fricii. S-a blocat. Cunosc situații chiar de adulți la examene, de susținere a diferitelor concursuri, eu știu de avansare în carieră, de, mă rog, diverse situații care, din cauza emoțiilor, într-adevăr, se blochează. Și um, să știți că gestionarea emoțiilor, managementul stresului, nu sunt chiar niște uh, prostii sau zic lucruri, sunt la îndemână, să știți, se pot face multe lucruri în, acela, în acest sens, și părinții responsabili și conștienți își dau seama, și chiar și eu să știți că pregătesc copiii uh, din punct de vedere emoțional, da, pe partea aceasta a dezvoltării inteligenței emoționale, pentru a face față stresului, examenului, chiar și pentru examenul de șoferie, să știți. Adică, pur și simplu, se duce cu o altă stare, cu o altă deschidere, contează foarte mult atitudinea, atitudinea pozitivă, optimistă, să, să știți că nu sunt niște lucruri grele, adică uh, minimale, aș zice eu, niște exerciții, dar ca orice lucru pe care nu-l cunoști poate părea foarte dificil și greu. Contează aici și aportul uh, familiei în ceea ce îi privește pe tinerii care sunt implicați în acest examen? Uh, contează, nu știu, cum pun ei uh, problema, cum, uh, dacă îi motivează sau nu? Da, o, da, foarte mult contează. Sunt uh, părinți foarte ambițioși care își doresc ca și copiilor să acceseze niște domenii la care ei nu au avut acces la timpul lor, sau să meargă pe diferite cărări, ca să zic așa, în carieră profesională, pe care ei și le-au dorit cândva și nu au putut ajunge acolo. Uh, sunt părinți care învață cot la cot cu copiii, să știți, chiar la liceu. Cunosc asta, îi ascultă, deci vreau să vă spun că nu mi-am imaginat, uite că sunt, să știți. Așa. Uh, deci, care pun presiune pe copii, revin la această situație, um, contează atitudinea familiei, eu m-aș referi și aș recomanda să fie o atitudine de sprijin, de încurajare, de manifestare a încrederii de a întări uh, încrederea copilului că el poate uh, mai puțin accent pe medie, să iei cu atât că uite și așa și așa, așa miei, uh, și pe exact comparație în media nu știu care, da, nu știu ce da. se întâmplă și pe sau comparație nu nu iarăși, ce. iarăși știți că am mai vorbit noi despre acest obicei al părinților de a compara rezultatele copiilor lor cu rezultatele altor copii. Uite, băiatul vecinului X Foarte a luat daudător. nu știu ce notă sau a făcut nu știu ce, tu Chiar nu ai făcut și în casă, asta. tu cât am luat? mami am luat 8. Păi și alții au luat mai mult. Vedeți? Deja l-am pus pe copil într-o... Știu că este firesc, adică până la urmă părinții fac acest lucru nu conștient sau dându-și seama că le fac rău copiilor, pur și simplu li se pare normal așa să-și dea seama, ca să zic așa, o evaluare din punctul dumnealor de vedere al poziției copilului în clasă, al nivelului, cam, cam asta este motivația. Vreau eu să cred. Așa că dincolo de acest aspect mai sunt și alte lucruri așa, de ego, de mândrie, de uh, satisfacere a unor uh, orgoli, este, este altceva. Da, atitudinea familiei trebuie să fie una de înțelegere, de susținere, de sprijin, de ajutor din toate punctele de vedere, dar mai ales emoțional. Nu trebuie, cum să zic, pus presiune de niciun fel. Trebuie, în această perioadă copilul trebuie să fie liniștit, trebuie să fie Este chiar... bine să-i însoțească la aceste examene? Um, dacă copiii vor, își doresc acest lucru, este bine. Dacă nu își doresc, e mai bine să îi lase singur, vedeți, chiar și eu la rândul meu ca mică, na, cu cea mică m-am dus, dar de exemplu cu băiatul n vrut. <laughs> da, zice, ce? Eu, acolo nu sunt părinți, nu este și chestia asta, știți? Este în deja, colectiv, ei deja sunt mari și ce vii cu mama la examen și așa. Eu știu ce cum discută ei între ei și ce impresii au despre asta. Deci în funcție de situație. Fiecare știe cel mai bine. Nu există rețete. Nu sunt aici. Deci dacă copilul simte nevoia și uh, solicită părintele să-l însoțească, este foarte ok dacă o va face. Dacă nu, nu. Iată câte informații am avut și în această dimineață pentru toți cei care ne-au urmărit la această oră. Mult succes încă o dată tinerilor care uh, trec în aceste zile peste probele de foc, uh, peste probele uh, examenului maturității. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate aceste lucruri pe care ni le-ați împărtășit. Mulțumesc din suflet pentru invitație și oricând cu mare drag. Trebuie să le mulțumesc și telespectatorilor noștri pentru că ne-au urmărit până la această oră emisiunea prima de dimineață. Nu uitați că ceva mai târziu o găsiți și pe site-ul televiziunii noastre. Până mâine când vă dau o nouă întâlnire, toate cele bune și o zi frumoasă cu mult soare în suflet. La revedere! La revedere!